Vă mai amintiți Evanghelia din noaptea de Crăciun? Atunci când îngerii au venit la păstori și le-au spus: s-a născut Mântuitorul care este Hristos Domnul. Și au făcut ei o precizare acolo: acesta este semnul. Veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. În noaptea de Paști, iarăși dacă amintiți, se citește Evanghelia Învierii și spune Evanghelistul că Petru și Ioan au mers la mormânt și, intrând în mormânt, au găsit giulgiurile frumos aranjate și ștergarul împăturit și pus deoparte. Două aspecte aparent fără semnificație, dar foarte importante pentru tema noastră de astăzi. Deci, pe de o parte, aluzia aceasta la scutece, Iisus înfășat și culcat în iesle, și pe de altă parte, mormântul gol și giulgiurile și ștergarul frumos aranjată. Dumneavoastră observați că doar noi, ca oameni, ne îmbrăcăm. Numai noi avem haine. Rest, animalele n-au haine, păsările, peștii. Noi suntem singuri dintre toate creaturile care avem haine. Nu e întâmplătoare acea aluzie a îngerului: veți găsi un prunc înfășat. V-am spus, hainele sunt specifice omului. Țin de natura umană. Această precizare că Iisus era înfășat vine să ne spună tocmai acest lucru. Dumnezeu, care s-a întrupat în Hristos, a luat asupra sa natura omenească. Acele scutece, hainele, zicem așa, fiind Iisus înfășat cu ele, fiind îmbrăcat cu ele, e un semn că întrupându-se a luat asupra sa natura omenească. Ce face Iisus 33 de ani mai târziu, după ce pătimește pe cruce, moare, învie și, cum v-am spus, lasă în mormânt giulgiurile și ștergare frumos aranjate? Această precizare iarăși e foarte importantă. Dacă acceptăm că scutecele, giulgiurile, ștergarul sunt semne ale naturii umane, adică îmbrăcăminte a noastră, a oamenilor, înțelegem că întrupându-se Iisus ia natura omenească și, murind și înviind, Iisus lasă natura omenească frumos aranjată. Adică și-a împlinit misiunea. A venit să moară pentru păcatele noastre, pentru natura noastră omenească coruptă de păcatul strămoșesc. Și, repet, nu sunt întâmplătoare aceste detalii. Sunt foarte importante. Iisus și-a împlinit misiunea pentru care a venit pe pământ. El a venit să moară pentru mântuirea noastră, să ne curețe de păcat. Dovadă că giulgiurile și ștergarul au rămas frumos aranjate. Deci această precizare, frumos aranjate, împăturite frumos. Deci nu le-a lăsat, putea să le lase. Iisus a înviat, a ieșit, cum mai lăsăm noi dimineața câteodată când ne trezim cu paturile, așternuturile, așa, arandala. Și când îți vine câte un musafir, nu știi cum să te mai scuzi. Dar, în general, în case, dacă ar fi să mergem, o grămadă de paturi sunt nefăcute. Noi, vedeți, ne ridicăm, mergem la o cafea rapid și lăsăm așa. No, această precizare, să fie avut, deci, ne închipuim, Iisus a înviat, a aranjat, să-și fi făcut patul, a aranjat frumos. Că știți, la evrei, morții nu erau puși în sicriu cum sunt astăzi la noi. Efectiv, erau împăturiți în
într-un giulgiu, un fel de ștergar din acesta. Deci așa. Ucenicii le găsesc frumos aranjate. E important și nu trebuie să uităm acest lucru. Adică Iisus a făcut partea lui. Și așa cum știți, zilele acestea, joi am vorbit aici despre familie, am vorbit de parohie și cumva încheiem și aici tot cu o aluzie la familie. Dar, cum am spus și la începutul liturghiei, până la Rusalii, tot vom auzi fragmente din Evanghelie unde Iisus se arată înviat. Vedeți dumneavoastră că ucenicii fac efort să-L vadă, să-și dea seama că e El. Și de fiecare dată apare acest aspect. Înainte nu era nicio problemă. Venea Iisus, se întâlnea cu ei, discutau, vedeau minuni, vedeau... După înviere, ucenicii fac efort. E Domnul. Toma, ne amintim de duminica trecută. Dacă nu pun degetul în răni, nu cred. De ce fac ucenicii efort? Pentru că asta arată că a crede în înviere și noi trebuie să facem efort. Și noi trebuie să facem efort să credem în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă ar fi să-L vedem fizic în fața noastră, nu mai e nevoie să credem. Nu mai e nevoie. Dar tocmai aici e frumusețea. Că Dumnezeu s-a revelat în Hristos și acum e misiunea noastră să credem în ea. E acest efort continuu pe care noi îl facem de când ne naștem până murim. Revenind cumva la viața de familie, zicem, ce legătură are viața de familie cu ceea ce am spus până acum, cu învierea lui Hristos? Are. În esență, viața de familie ce înseamnă? Dumnezeu oferă un bărbat unei femei și o femeie unui bărbat. Îi cheamă pe cei doi la viața de familie prin celebrarea sacramentului căsătoriei în biserică. Cei doi căsătoriți fiind duc viață comună, aduc noi vieți în această lume, construiesc o casă, acumulează bunuri. Zicem noi așa în sinteză, sunt chemați să fie fericiți. Acum că sunt, că nu sunt, depinde de fiecare, dar în esență, cei doi sunt chemați la fericire prin viața de familie. Dar acest amănunt despre care v-am spus, că Iisus ia asupra sa la rând la o luminească, că o lasă frumos aranjată după înviere, ne privește pe noi toți. Și ne spune clar care este misiunea soților. Și anume, misiunea soților este ca unul să aibă grijă de celălalt. Așa cum Iisus, întrupându-se, pătimind, murind, înviind, a avut grijă de natura omenească. Și spuneam, a lăsat-o la cheie, a lăsat-o frumoasă, a lăsat-o aranjată. Și deja se desprinde o mică concluzie. Până să ajungeți acasă după liturghie, unde vă îndemn și vă rog chiar, să aveți curajul să vă puneți unul în fața celuilalt așa și să vă întrebați, tu până acum, soțul meu, soția mea, tu simți că eu am avut grijă de tine, că am grijă de tine? Dar vă îndemn pentru asta, cum aici în biserică să vă gândiți? Dar chiar așa, eu am grijă de soțul meu, de soția mea? Noi avem grijă de copiii noștri? Sau ca și copii? Noi avem grijă de părinții noștri. Sigur că toate sunt în niște limite, dar mă gândesc în momentul în care, știu, soțul vine acasă băut, face scandal, bate soția, bate copiii, bate, nu mai grijă nu e. Sau soția care scoate ochii soțului de la Adam și până la sfârșitul creației, îi amintește toate și ce n-a făcut, iarăși nu mai grijă nu e. Eu vă invit să vă gândiți la acel timp de dinainte de căsătorie și să vedeți cum vă doreați să fiți împreună. Efectiv, vă doreați acest lucru.
Vă amintiți cu ce emoție vă revedeați? Probabil cum vă îmbrățișați, vă sărutați, cum vă doreați să vă căsătoriți, ca să fiți soț și soție. Cât vă doreați acele momente? Dar vă amintiți că după ce repede v-ați plictisit unul de celălalt? Tocmai aici e misiunea dumneavoastră de a rememora și de a readuce memorie acele vremuri de dinainte de căsătorie. Dacă ați fost atenți la lecturile de astăzi, un fel de fir roșu, așa, apostolii, mai ales Petru, până la momentul acela de la cina cea de taină, n-aș spune că au ieșit cu ceva în evidență. Erau cu Iisus. Și au văzut cum predica, și au văzut cum făcea minuni, scutea diavol, vindeca bolnavi. Au văzut multe la Iisus. Erau la școala Lui. A venit acel moment al pătimirii și au fugit. Nu doar că au fugit, dar Petru, în fața unei slujnice, zice, nu, eu nu-l cunosc pe omul acesta. Nu. Ci nu mă acuzați, eu nu știu cine e. Și se întâmplă ceva imediat după înviere. Petru, acela care se temea de o slujnică, de o femeie acolo lângă foc, deodată capătă curaj și merge în piață. Și nu numai că merge în piață, dar începe să predice și predică solemn și cu foarte multă credință. Și predică spunând, pe acest Hristos pe care voi l-ați acuzat, cât curaj! Imediat putea să fie lapidat. Eu mai zic așa câteodată, cu puțin curaj în biserică, la anumite aspecte legate de familie și deja parcă văd, mai ales pe bărbați, așa cum se înfurie și să știți că au fost și cazuri în care am avut într-o parvie, s-a ridicat un bărbat, m-a înjurat și a plecat. Că am spus eu niște lucruri. Bă, stați, s-au ridicat și a plecat. Dar ne închipuim pe Petru. Noi, care am crescut într-un cadru din acesta, venim duminică de duminică la biserică, ne așteptăm ca părintele să mai spună câte ceva și mai direct așa. Dar pe vremea apostolilor nu era așa. Era orice, era ceva nou. Și să se apuce Petru și să... Cred că era undeva pe treaptă mai sus. Pe acest Hristos pe care voi! Cum o fi spus, ce ton o fi folosit? De unde atâta curaj? De la Hristos cel înviat. El credea cu adevărat. Dar dacă e să facem o comparație între apostolii care au fost formați la școala lui Iisus, care au trecut prin examenul acela al pătimirii lui Iisus și al învierii lui Iisus și apostolii de după înviere, așa cum știm toți mor, ca martiri afară de Ioan, la fel trebuie să fie și viața de familie. E acel moment al formării, perioada logodului. Probabil că sunt și dubii. Măi, o fi pentru mine, n-o fi pentru mine, să mă mărit cu băiatul ăsta, dacă mă omoară, dacă mă bate, dacă chiar o să mă iubească el așa, dar să mă însor eu cu fata asta. Dacă vorbește toată ziua, tot felul de din acestea. Și fac pasul cei doi. Cum am spus, primele zile sunt pline de speranță, de viață. Eu așa închipui în ziua căsătoriei, cei doi duduie de iubire. Deci dacă nici atunci cei doi n-ar mai muri unul din iubire față de celălalt, când se mai moare. Dar problema e, față de apostoli, observați că în familie nu e așa. Dacă spuneam apostolii, au prins curaj, au plecat în lumea întreagă, l-au vestit pe Hristos cel înviat, în familie încep problemele. În familie încep problemele. Și acest e tot o vocație. Apostolii au primit vocația de a fi apostoli, dumneavoastră, așa cum noi avem vocația de a fi preoți, dumneavoastră aveți vocația de a fi soți. Deci tot la aceeași căruță tragem toți, pentru mântuirea sufletelor noastre. Și aici e problema. Și de asta, vedeți, Biserica propune astfel de zile
la final o să vă vorbesc despre documentul Amoris Laetitia al Papei Francisc, Biserica vine și ne provoacă din când în când și ne amintește. Nu lăsați să doarmă iubirea care v-a unit. Nu vă culcați pe ureche, că nimic nu vine de la sine. Nimic nu se face de la sine. În momentul în care soții au încetat să se mai iubească, să știți că nu merge linia, ci decad. Și când eu mai spun în stânga, în dreapta, așa, dacă ați mai dat câte o floare, bărbații, să dați la soțiile dumneavoastră câte o floare, să le mai scoateți la o, nu știu, o cină romantică, la o, semne din acestea concrete, exterioare, care să ajute la creșterea iubirii dintre. Sau soțiile, să-ți mai îmbrățișezi soțul. Să-l săruți, astea, dacă e soțul tău, nu noi vecin. Aceste semne concrete, pe care Papa chiar insistă și Papa, ca soții să le trăiască. De ce nu sunt prezente? Pentru că ele vorbesc despre iubirea dintre dumneavoastră. Că de ce mai spui celălalt, da, eu te iubesc. Da. Te iubesc, ce? Că te iubesc eu. Avem nevoie de astfel de gesturi. Papa le cheamă de tandrețe. Și are un roman de cateheze făcute pe marginea acestor gesturi de tandrețe. Și așa cum Iisus a apărut și le-a dat semne ucenicilor, încurajându-i, eu sunt, v-au zis azi, am mâncat cu ei pește, să le arate că El e și ei să prindă curaj. E nevoie de semne. Și nu, chiar vă îndemn, nu vă zgârciți în semne. În semne concrete de iubire. Sunt părinți care își sărută copiii în somn, ca să nu și-o ia în cap. Sunt soți care poate nu se mai îmbrățișează, nu se mai... Da, să ferească Dumnezeu să moară unul. Urlă celălalt, îl sărută de... Dar de ce îl sărută când e mort? Și dacă are și șansa să moară de COVID, îl bagă în sac, îl bagă nici așa, nu mai sărută. Vedeți cum noi nu știm să profităm? Dar Dumnezeu ne-a lăsat la dispoziție o viață, o două, una. Și scurtă, și scurtă. Și când vezi soți că își scot ochii și pornesc de la nimicul, de la nimicul, se ceartă. Și tot alcoolul acesta care de multe ori face atâtea ravagii în familie, toate viciile acestea, dar în loc să te bucuri de prezența celuilalt, că viața e scurtă, de ce să suferi atâta? De ce să provoci atâta suferință? Și mai mult, mai întrebați-vă un lucru. Ce văd copiii la dumneavoastră? Ce exemplu le-ați dat copiilor dumneavoastră? Că noi avem pretenția ca copiii să fie toți, să stea bine, să fie fericiți, să fie modele. Dar întrebați-vă, dar ne-au fost modele noi? Ce au văzut copiii noștri la noi? Păi când un copil vede violență, vede alcool, vede bârfă, vede înjurături, vede... Aia face. N-ai cum să încerci să facă altfel? N-ai cum. Dacă apostolii au văzut la Iisus minuni, au auzit cum predica, asta au făcut când au prins curaj după înviere. Și au făcut-o până la moartea lor. Asta trebuie să vadă și copiii dumneavoastră, la dumneavoastră ca părinți, ca soți. Și nu mă dau lături când vă spune să nu fiți zgârciți în gesturi. Să nu vă rușinați de gesturi concrete de iubire. Spuneți-vă din când în când, draga mea, sau cum vă alintați dumneavoastră acolo, nu știu. Și lăsați-i pe copii să vadă că vă iubiți. Și dumneavoastră ați fost copii. Și vă amintiți când tata sau mama, nu știu ce, mai veneau și jurau și...
te trec toți fiorii, te-ai băgat sub pat, te-ai ascunde, te-ai... ai plecat în lumea ta. Dar când îi vezi că nu dubluie de bucurie, de iubire, altfel trăiești, altfel stai în acea casă, în armonie. Și sunt tine că abia așteaptă să ai în familia lor. Da, stau necăsătoriți, stau în păcat, că se tem. Dar dacă mă mărit și pățesc ca mamă, dar dacă mă însor și pățesc ca tata, și stau așa. Și noi, într-o bună zi, va trebui să dăm cont, să știți, de darul primit. Așa că vă doresc curaj, curajul apostolilor și fiți acești apostoli ai iubirii pe care Dumnezeu a pus-o la baza întemeierii familiei dumneavoastră. Amintiți-vă de iubirea care v-a unit, întrebați-vă ce ați făcut cu ea și mai ales întrebați-vă câtă grijă aveți unul de celălalt. Hristos a învățat.